Când erai pe pereți, ca mag, de energia ta, 7-8 ani, acum înapoi în viitor, de 3 ani, de 4, de 5, cine a răsărit ca ciupercile au răsărit? În fotbal, în artă, în politică, în toate domeniile, ca și, nu știu, ia la rând, chirurgi, psihologi, avocați, toate profesiile, în toate, dansatori, actori, în toate profesiile, ca ciupercile după ploaie, vedete, dive, în orice, tineret, care, domnule, da? S-a folosit de mintea ta, de viața ta, de fericirea ta. Tu erai pe pereți, sufletul era în astral, corpul, drag știi unde, da? Și energia ta era folosită pentru nu știu cine, nu știu cum, nu știu unde, cineva, cine se credea justicar și a împărțit lumea, s-a împărțit, asta înseamnă împărțirea averii. Tu ești energia ta, câmpul tău energetic. S-a împărțit între, tu înțelegi? Un fel de s-a împărțit blana ursului neomorât, nerănit, încă neprins. Și acum auzi, acum ai să auzi, a murit ăla, a murit aia, a murit. S-a trimis în toate direcțiile să se întâmple, să se susțină puternic omul să mai trăiască vreo 10 ani, altul nu știu ce, totul pe seama ta când te despachetai ca mag. Îți zis acum. E? Ce te faci? Normal că dai în stânga și în dreapta. Nu că tu vrei, că tu n-ai nimic cu oameni. Oamenii n-au cu tine nimic. S-a folosit programelul. Dacă e cu bună știință, e una, și dacă n-a știut lumea. Și am șfăcat, da? Și asta putea fi. Trebuie să accept și. Dar dacă s-a pregătit special și s-a folosit ăia care sunt pe pereți și nu pot să se adune și să le luăm, stai un pic, nu iei nimănui nimic. Nimic nu iei nimănui. Spațiu, nimic. Păi se propădește, păcat de... Să se propădească. Pentru asta a sărit, pentru asta a murit, pentru asta ca ce rămâne în urmă e cenușa. Să se propădească. Înseamnă că asta și-a dorit sufletul. Dar până când? Dom'le, așa ceva. Și acum mor ca muștele. Mor ca muștele, se întâmplă tot felul de chestii și nu poți să oprești cu nimic. Hai că ești mag, ești, poți să... Nici nu te doare, nici nu te atinge, pentru că e... Înțelegi pe unde ești și cine ce a făcut. Da, asta zic, când intri tu în varianta de Higher Priest și ai răsturnat un priest, un Higher Priest care credea că are dreptul să facă așa ceva. Un fel de resuscitare din... Tu erai lăsată pleaznă. Omul din startul, dacă dai peste cineva așa cum ești tu și înțelegi că e mag și e pe pereți cu mințele și... Normal că-l ajuți, nu știu, nu te bagi, că nu ai voie să te bagi, că deranjezi și deraiezi omul. Dar cum știi tu și înțelegi, da? Îl ajuți, faci spațiu, îi faci spațiu, nu dai voie nimănui să se bage, da? Să se lămurească în energiile sale. Să nu are dreptul nimeni să beneficieze din despachetarea măguțului. Nu e spațiu. Poate că așa era, știi, în varianta de abia așteptau, regele a murit, trăiască regele. Stai un pic. Da, varianta cu, cum era, cu moarte clinică, da. Crezut că a murit omul, l-a și dus, l-a și îngropat, da? Și a pus un telefon lângă, că cine știe, și omul sună. Vezi că am înviat, vine și scoate-mă din... Cum adică? Stai un pic. Și-s proiecții, proiecții și auzi, aia s-a întâmplat, aia. Drum bun? Asta, mai facem ceva de aici, vrei ce? Da. Rest in peace. Asta ți-e răspunsul, dar până când? Strâng, cuiva i-a răsturnat puterea zicând asta. Regelui de cuțite. Tu cu regii de cuțite. Da, până că... Și ai ieșit din anxietate. Ce mai vrei? Cine e ca tine? Hai, gărprist încă o dată. Asta ești pe celălalt, pe cealaltă ai răsturnat-o care te deranja.
La bucătărie e doar o bucătăreasă, am mai zis nu odată. Eu asta, eu nu. Dacă era cineva în bucătăria mea, eu mă dădeam la o parte. Sau dacă vin în vizită la cineva, eu nu mă bag să ajut așa cu o farfurie, o salată tăiată, poate, dar mai mult. Nici aia. Și aia, când pui mâna și da, e lumea altui om. Ce treabă ai tu? Dromba?